compania Romvac, e momentul în care pot să vorbesc frumos despre ea, a descoperit un leac foarte bun împotriva acestei boli numite psoriazis. Sunt foarte mulți dintre dumneavoastră, dintre noi, cei care am beneficiat de efectele foarte bune ale medicamentului produs de Romvac. Aveți unde să vă informați, pe site-ul companiei, o căutați pe Viorica, ai căutat specialiștii. E foarte important să știți că România are un leac împotriva psoriazisului și acela este produs de Romvac. Pentru că așa ne pierdem în foarte multe detalii pe care nu le înțeleg chiar toți. Cum a reușit compania să fie atât de respectată și solicitată pe piața autohtonă? Bineînțeles, compania Romvac. Prin ceea ce face, prin anduranța pe care o are, prin faptul că a stat pe piață aproape o jumătate de secol, prin faptul că avem peste 300 de medicamente și vaccinuri de uz veterinar pentru toate speciile de animale, pentru faptul că cercetăm de aproape 50 de ani în domeniul medicinei veterinare, medicinei umane și acum mai recent și în domeniul unei agriculturi ecologice. Chiar acum două zile am avut o lucrare de susținut în plenul Academiei Române și am avut mare succes cu această lucrare. Valentina a spus, Valentina, trebuie frumos, fă mai o emisiune, mă, să vorbim despre animale, mai despre cercetare. Nu poți să faci chestia asta. Poți să cânți, da. La familia favorit poți să cânți. Te felicit pentru toate Mulțumesc, realizările tale Rareș. Și cea mai importantă de astăzi, și pentru tine, și pentru noi, acest album Am nevoie de noi. Avem nevoie de tine, Viorica Ciurciu! Mulțumesc! Dacă ai ști câtă iubire în cape, în fiecare zi din viața mea, mi-ai dăruit un suflet cald, mai strânge în brațe, ca să-ți dăruiesc inima mea. Pentru o dragoste adevărată și pentru tot ce însemni în viața mea, aș cere soarelui să-mi lumineze drumul meu către inima ta. Soarele va răsări din nou să-mi lumineze dragostea cea mare. La fel ca tine-n suflet simt și eu, iubirea noastră nu-i o întâmplare. Simt și eu, iubirea noastră nu-i o întâmplare. Dacă ai ști că sufletul mi-adună atât de amintiri despre noi doi, mi-ar fi de ajuns un tandru, noapte bună, iubindu-te pe tine pe-amândoi. Pentru o dragoste adevărată și pentru tot ce însemni în viața mea, aș cere soarelui să-mi lumineze drumul meu către inima ta. Soarele va răsări din nou să-mi lumineze dragostea cea mare. La fel ca tine-n suflet simt și eu, iubirea noastră nu-i o întâmplare. Soarele va răsări din nou să-mi lumineze dragostea
așa mare. La fel ca tine în suflet simt și eu, iubirea noastră nu e o întâmplare.